Laura Codruțea Chioveși din nou în vizorul Comisiei de Anchetă a Alegerilor din 2009, după decizia Curții Constituționale în care magistrații o incriminează pentru că a refuzat să se prezinte la audieri, membrii Comisiei au decis să o reinvite pe șefa DNA în Parlament să dea explicații. Nu este însă clar cum va fi sancționată Chioveși dacă refuză și de această dată. Și ce sancțiune să cereți în cazul Laurei Codruțea Chioveși dacă nu o să revină la audieri? Deocamdată facem niște simple speculații. Cred că în cazul magistraților, dacă nu mă înșel, încălcarea deciziilor Curții Constituționale atrage răspunderea disciplinară, dar asta este doar o ipoteză de lucru. Vom vedea în continuare ce vom face.